Trebuie să vă fac o surpriză la început de emisiune. Să-mi permite să vă fac o surpriză la început de emisiune. Un tânăr pe Facebook a pus un videoclip care este foarte vizualizat. Cristian Leana îl cheamă pe tânăr. Îl vedeți și dumneavoastră, cred că, acolo în imagine. Da. O să pun videoclipul de la început, ca să-l și auzim, să-l audă și ascultătorii și telespectatorii. Vă face o surpriză. El urmărește emisiunea noastră, a fost foarte bucuros de sfaturile pe care le-a primit și, drept mulțumire, v-a făcut un portret, dar nu un portret simplu, așa, nici măcar pictat. Este artist în cuburi Rubik, din cuburi din acelea care sunt cu mai multe culori și care se pot suci pătrățelele între ele. Le-a sucit, le-a meșterit până când a ieșit. Vă propun să urmărim acest videoclip și apoi revenim în cadrul emisiunii. Haideți să mergem la tânăr și să îl ascultăm. Voi face portretul nadpreasfințitului Teodosie și îl fac în semn de mulțumire pentru că sfaturile dumnealui de la emisiunea Radio Dobrogea, un podcast pe care eu îl ascult foarte des, sfaturile dumnealui m-au ajutat foarte mult în viața mea personală cu anumite lucruri și m-au făcut să iau niște decizii care, pentru care îi sunt recunoscător. Așa că în semn de mulțumire, astăzi o să-i fac portretul. Uitați cum a ieșit, sper că vă place rezultatul final, eu sunt foarte încântat și sper ca și dumneavoastră n-ar prea simți de Teodosie să vedeți acest video și să vă placă ceea ce am făcut și să nu o luați ca o laudă, ci pur și simplu asta e ceea ce știu eu să fac, asta e darul meu de la Dumnezeu, cu asta mă ocup eu. Cam atât pentru video de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor. La revedere! Mulțumesc mult! Imediat stați să pornim și microfonul și acum sunteți în emisie în altpresia voastră. Ați văzut despre ce este vorba? Da, e un efort deosebit, un talent, o viziune unică. De aceea îi voi fi recunoscător acestui tânăr și nu-l voi uita niciodată în rugăciuni. Nu știu cum a reușit asemenea performanță. Am mai făcut da, astfel de portrete. Dar este atât de fidel încât nu-ți vine să crezi că a putut să facă cu atâta fidelitate din niște bucățele, niște cuburi, să facă un portret reușit de parcă ar fi cel mai scusit pictor. Da, și arta cea mare este că nu le-a pregătit dinainte. A zis că le sucește acolo, le da. Învârte. Este câștigător al multor concursuri de genul acesta și pe la anumite emisiuni de televiziune a fost. E foarte talentat. Îl felicit, îi mulțumesc și rămân dator pe viață pentru acest efort și pentru credința pe care o are și cu mințenia, pentru că eu nu vorbesc de la mine. Ce a descoperit Dumnezeu, transmit mai departe. Dacă a primit darurile de la Dumnezeu și al picturii și ecoul învățăturii lui Dumnezeu, este un tânăr care va crește frumos.